Exclusiv. Canalul Hai România. A intrat în vizorul CNA. Jurnalistul Ion Cristoiu comentează mizele scandalului. Canalul Hai România. A intrat în vizorul CNA. Invitat în podcastul lui Robert Turcescu de Miercuri. Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat mizele scandalului și a subliniat că este vorba despre checoul încercării de a sugruma libertatea de expresie s-a primit o adresă la redacție, întrunit în ședința publică din data de 9 a, 3 a 2023. Consiliul Național al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția de Specialitate, ca urmare a unei sesizări, pentru programul Hai România, secțiune video Eveze Play, ediția cu titlul Țidan Puric România în vremuri de pandemie și război, identificat pe platforma de partajare a materialelor video YouTube. Membrii Consiliului au vizionat secvențe relevante din programul susmenționat, iar în urma dezbaterilor din ședință, au decis să vă adreseze invitația de a participa la următoarea ședință publică a Cnea, care va avea loc marți, 14 martie 2023, începând cu ora 10.00, la sediul instituției. Turcescu, trebuie să înțelegem ce e un abuz. Ediția de vineri a podcastului Hai România a adunat un grup de jurnaliști cu greutate, realizatorii Eveze Capital Robert Turcescu, Dan Andronic, Ionuț Cristache și Mirel Curea, cărora li s-au alăturat Victor Ciutacu, Liviu Mihaiu, Octavian Hoandră sau Bogdan Comaroni. S-a căzut de acord la unison că este o formă de abuz din partea CNEA, Consiliul Național al Audiovizualului autoritatea care reglementează spațiul audiovizual din România. Ca primă observație, Robert Turcescu a chestionat jurisdicția cenea de a reglementa un podcast, mai ales că podcasturile care sunt difuzate de canalul de YouTube Hai România respectă o primă cenzură, cea a YouTube. În opinia cunoscutului jurnalist, este vorba de o agresiune la adresa libertății de exprimare, dar și de o formă abuzivă de control în mediul online singura oază rămasă a libertății de exprimare. Gazda podcastului Hai a reamintit că totul pornește de la o lege a Uniunii Europene preluată și de CNA, lege pregătită din 2019, când mai mari europei au remarcat că influența televiziunilor slăbește, în schimb crescând exponențial cea a mediului online și a platformelor alternative. Cristoiu, sunt primul care semnează o petiție către ambasada sua. Într-o intervenție în direct, Ion Cristoiu, fondatorul Școlii de Jurnalism de la evenimentul zilei, a confirmat că este vorba de un atac față de libertatea de expresie. A fost un proiect de lege emis de guvernul Celțu și adoptat de majoritatea USRPNL, în care se extinde și la online. Există o problemă juridică la CNEA înrucât YouTube are propria cenzură. Este imposibil să mai fi sancționat atâta timp cât nu te-a sancționat YouTube. Sancționa YouTube dacă considera conținutul de dăunător democrației. Este un fenomen, este un proces fatal. Chiar astăzi a apărut o nouă listă, cred că e și dălă. Ciutacu, suntem înscriși într-o rețea europeană de dezinformare. Este ecoul încercării de a sugruma libertatea de expresie. Dacă mergeți la CNEA, veți legitima o aberație a unei instituții. Ne interzic, trebuie să ne batem. Orice gest contează, trebuie făcut tărăboi, a afirmat reputatul gazetar. Acesta recomandă mai multe forme de protest din partea jurnaliștilor și liderilor de opinie din mass media autohtonă, inclusiv o petiție la ambasada sua, ținând cont că noua ambasadoare în România, Cadlena Cavalek a criticat presiunile la adresa presei din țara noastră. Să facem și noi o petiție este o tendință foarte periculoasă de limitare, listele negre. Să facem o petiție împotriva acestei chestii finanțate de guvern, ne, red. Un studiu al unor cadre didactice de la SNSPA, împotriva listelor negre. Tot ce se întâmplă în ultima vreme, DVS. Veți vedea aceste liste negre. Alina Bărgăoan este la SNSPA. Nevasta rectorului de la SNSPA a fost promovată eu zic să luăm și noi, ne, red. Atitudine Totuși ambasadoarea sua, de la care vine lumina, a spus că jurnaliștii sunt hăituiți. De ce nu faceți către ambasada sua? Sunt primul care semnez asta, a mai punctat Cristoiu în studiul Eveze Capital. CNA, mai letală decât ANAF. Amenzile sunt executorii. Un aspect scos în relief de realizatorul România TV, Victor Ciutacu, cel care se autointitulează cel mai amendat jurnalist din istoria Cnea, este acela că puterea Cnea este abuzivă, fiindcă îi acționează ca o bâtă. Ca argument, acesta a menționat faptul că, indiferent dacă pierzi sau câștigi procesul cu Cnea, amenziile dictate de instituție sunt executorii. Victor Ciutacu a adus aminte că de șantena 3, Postul unde a activat acum ceva vreme, a câștigat toate procesele cu CNEA, a fost trimis să se încaseze banii reținuți de stat ca amende de la Ministerul Finanțelor. Ca urmare, amenziile reținute ilegal de CNEA, sume foarte importante, nu au fost recuperate nici până astăzi.